Manifestările dedicate Micii Uniri s-au încheiat tradițional cu masa oferită de primărie. Ieșenii prezenți la sărbătoare s-au îmbulzit la ceai, vin fiert și plăcinte moldovenești. Astăzi, zi importantă pentru români, Primăria Municipiului Iași a pregătit participanților masa tradițională formată din plăcinte pentru 5.000 de participanți, de asemenea nelipsitul vin fiert și ceaiurile care au fost împărțite începând încă cu ora 11.30. Ieșenii au format cozi pentru a-și aștepta rândul la plăcintele moldovenești și vinul fiert din Piața Unirii. Plăcinta n-am gustat-o, vinul este bun, este cald, îmi place. Nici n-am gustat. Să-l gust, ia, la mulți ani, să româna, să trăiască România. Foarte bun. După atâtea ore plecată, flămândă de acasă, e foarte bun. Mulțumim! Am gustat să ajung undeva să... E bun și cald!